Asociația Licurici din Giurgiu a organizat astăzi o masă rotundă în cadrul căreia s-au dezbătut contextul de viață al persoanelor seropozitive, dar și problemele cu care acestea se confruntă în societate. Această întâlnire vine să marcheze Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV-SIDA, ce are loc pe data de 1 decembrie, începând din anul 1988. În cadrul mesei rotunde, președintele asociației a dezvăluit că este o persoană seropozitivă. Trăiesc cu problema asta din anul 1989. Nu mi-e rușine să recunosc că sunt persoană seropozitivă. Încerc să duc o viață normală, având un loc de muncă, da? Pentru că am voie să lucrez. Fiecare om din jurul nostru este unic. Așa am fost percepută și eu, și la locul de muncă, și în diverse instituții unde am activat sau, mă rog, unde am ajuns. Asociația Licurici implementează la nivelul județului Giurgiu campania InspiRed pentru a informa opinia publică cu privire la transmiterea bolii, încurajând la deschidere față de cei ce trăiesc cu această boală. Eu aș vrea să trag un semnal de alarmă că nu mai există programe pentru prevenirea răspândirii acestei boli. Până acum existau anumite programe unde se mai distribuiau serin și rezervative, da. Ori acum aceste programe nu mai există și știm foarte bine că sunt foarte mulți consumatori de droguri. Am participat la o conferință la prefectură unde toată lumea s-a plâns, iar noi suntem singurul județ care am avut tratamentul și l-avem până luna martie. Sperăm de atunci să-l avem în continuare. Deci până în luna martie tratament există. Ani la rând, organizații sau asociații au încercat să atragă atenția asupra nedreptăților la care sunt supuși bolnavii contaminați cu HIV aflați în căutarea unui loc de muncă. Din cei 60 de beneficiari din Asociația Licurici, care au vârste între 20 și 40 de ani, 4 au un loc de muncă full-time sau part-time. Discriminarea este determinată de lipsa de cunoștințe, prejudecăți, dar este și strâns legată de stigmatizarea și etichetarea persoanelor. Asta este ceea ce cred și voluntarii de la Liceul Tudor Vianu, care sunt implicați în campanie. Am început activitatea mea ca și voluntar în Asociația Licurici acum aproximativ 2 ani de zile. Am început să fac voluntariat deoarece un moto al meu este binefacerea și sprijinirea persoanelor care nu sunt atât de norocoase ca și noi. Am observat în timpul acestor 2 ani reticența unor colegi de-al mei și mai multor persoane din comunitate de a se implica în astfel de activități. La nivelul județului Giurgiu, în anul 2014 existau 421 de persoane seropozitive. La nivel național sunt peste 13.333 depistate anul acesta.